Viitorii parlamentari de Mehedinți și-au ridicat astăzi certificatele doveditoare în cadrul unei ședințe organizate în incinta Consiliului Județean Mehedinți, la care a fost prezent și prefectul Cristinel Pavel. Președintele Biroului Electoral Județean le-a mulțumit candidaților pentru felul în care și-au făcut campanie, dar i-a și felicitat pe cei 6 parlamentari de Mehedinți. Judecătorul Cosmin Sima le-a mulțumit însă și celor care au participat în organizarea scrutinului electoral din 11 decembrie. Mulțumesc tuturor candidaților la aceste alegeri pentru modul în care și-au jucat șansa până la capăt și au crezut că pot să facă bine acestei societăți. De asemenea, aș dori să mulțumesc celor câtorva mii de persoane care s-au ocupat de organizarea bună în condiție a acestui scrutin electoral. În final, aș dori să felicit pe cei 6 reprezentanți ai județului Mehedinți în Parlamentul României. Mă bucur în special pentru faptul că fiecare dintre aceste persoane are legătură cu acest județ și sper că vor putea reprezenta județul, interesele noastre, în mod corect în Parlamentul României. Noi parlamentari au primit felicitări și din partea prefectului de Mehedinți, Cristinel Pavel. S-a arătat mulțumit de faptul că de această dată toți senatorii și deputații județului nostru sunt din zonă și speră că acest lucru să fie benefic în relația acestora cu mehedințenii. Iată că se încheie și ultima etapă a procesului electoral din data de 11 decembrie 2016, adică înmânarea certificatelor doveditoare al alegerii senatorului sau deputatului, și putem spune că în mod oficial cunoaștem echipa de parlamentari care va reprezenta județul Mehedinți în forul legislativ al țării. Mă bucur foarte mult că noi parlamentari sunt mehedințeni. În primul rând vreau să vă felicit pentru succesul pe care dumneavoastră l-ați avut în aceste alegeri. În al doilea rând aș vrea să vă doresc să fiți acei parlamentari la care orice cetățean al județului Mehedinți să găsească ușa deschisă și sprijinul dumneavoastră. Felicitările au continuat odată ce a luat cuvântul și președintele Consiliului Județean Mehedinți. Aladin Georgescu este convins că cei 6 parlamentari ai județului se vor concentra asupra problemelor cu care Mehedințul se confruntă. Aș vrea să spun faptul că reprezentăm totuși județul Mehedinți și interesul nostru prioritar este să reprezentăm județul Mehedinți. Tocmai de aceea, în alegerea pe care am făcut-o, am ținut cont de acest lucru și Partidul Social Democrat a trimis în Parlament 4 locuitori ai județului Mehedinți care știu ce au de făcut acolo. Îi felicit pe toți cei 6 parlamentari aleși în urma scrutinului din 11 decembrie. Domnul deputat Virgil Popescu, pe domnul senator Ionuț Sibinescu și pe colegii mei, domnul Liviu Mazilu, domnul Tușcă Constantin, domnul Vlad Bonta și, în ultimul rând, așa cum spunea și domnul președinte al Biroului Electoral Județean, așa cum spunea și acum două seri, mentorul meu profesional, care îi voi spune tot domnul decan și nu domnul deputat, domnul decan Bolănescu. Îi felicit pe toți și am convingerea că toți cei 6 cunosc foarte bine realitatea din județul nostru. Cunosc necesitățile tuturor unităților administrativ-teritoriale și știu ce au de făcut acolo unde vor merge începând cu zilele următoare. Am convingerea că în fiecare săptămână fiecare dintre cei 6 parlamentari se va întoarce în județul nostru, va prelua problemele existente la nivelul județului și va ști fiecare ce are de făcut acolo. Parlamentarii de Mehedinți au ridicat certificatele doveditoare și au declarat că își păstrează promisiunile din campania electorală, acelea de a ajuta județul să prospere. Pot să vă spun că mă încearcă câteva sentimente de emoție, emoție dată de responsabilitatea pe care o conștientizez că o am, aceea de a încerca să rezolv atât cât pot din problemele pe care mi le-au ridicat și mi le-au spus mehedințenii în perioada acestei campanii electorale.
Sper să reprezint județul Mehedinți cu mândrie și sper să pot face lucruri concrete pentru județul Mehedinți, lucruri care să îmbunătățească viața mehedințenilor. Este un nou început, un început care înseamnă o nouă speranță pentru mehedințeni, pentru cei care și-au exprimat votul pe 11 decembrie. Sperăm noi ca în această formulă, în această echipă nouă, toți, absolut toți cei 6 parlamentari ai Mehedințului sunt noi în funcție, n-au mai reprezentat Mehedințul în Parlament. Sper să reușim să repunem Mehedințul pe drumul dezvoltării economice prin legislația specifică pe care o vom adopta în perioada următoare. Astăzi se încheie practic definitiv alegerile locale. Din momentul de față parlamentarii sunt confirmați și va trebui să începem să lucrăm. O să încercăm să vorbim mai puțin aici, venim aici ca să ascultăm pe cetățeni și sigur că va trebui să vorbim mai mult în Parlamentul României cu folos, așa cum spuneam, pentru județul Mehedinți. Avem 6 parlamentari de Mehedinți, nu se mai întâmplă ca cu 4 ani când veneau bucureșteni, stăteau un pic pe aici și plecau. De aceea eu cred că asta este cel mai mare câștig din aceste alegeri și faptul că toate partidele au dat dovadă de responsabilitate și au nominalizat parlamentari de loc din județul Mehedinți este cel mai mare câștig, repet. Ceea ce pot spune eu că voi face este că tot ce am promis în campanie mă voi ocupa să-l pun în practică, iar proiectul Parcului Industrial va fi principala mea prioritate pentru anul următor. O să rog toți parlamentarii de Mehedinți să vină alături de mine în această construcție. Eu voi fi alături de ei în alte proiecte pe care le au și nu are nicio importanță paternitatea acestui proiect de parc industrial. Important este să-l facem și până la sfârșitul anului viitor să putem să-l operaționalizăm. În urma alegerilor din 11 decembrie în Mehedinți, PSD are 4 parlamentari, senatorul Liviu Maziru și deputații Constantin Trușcă, Vlad Bontea și Alexandru Bălănescu. PNL merge în Parlament cu deputatul Virgil Popescu, iar ALDE cu senatorul Ionuț Ibinescu.